Ministerul de Turism din Rusia vrea să organizeze vacanțe în zonele afectate de război din estul Ucrainei. Compania e specializată în călătorii pe teritoriul Federației Ruse, iar acum a decis să-i și extindă afacerea. Itinerarul include regiunile Donetsk și Lugansk, controlate în prezent de separatiști. O vacanță va dura 4 zile și costă între 2.000 și 3.000 de dolari. Compania va asigura și securitatea turiștilor. La dispoziția lor va fi pusă o mașină blindată, dar și agenți de pază. Deocamdată impresionați de idee sunt 10 ruși pentru care prețul unei astfel de călătorii nu este o problemă. Nu se știe însă dacă planurile agenției de turism se vor transforma în realitate. Și asta pentru că liderii separatiști nu au fost încântați de idee.